Tinerii din Republica Moldova plecați la studii în România sau în alte țări sunt îndemnați să revină acasă pentru a contribui la dezvoltarea Republicii Moldova. În cadrul primului summit al tinerilor care se desfășoară în aceste zile la Chișinău, s-a discutat despre oportunitățile oferite celor care se întorc în țară și rolul lor în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Dorința tinerilor basarabeni de a pleca peste hotare pentru a studia crește de la an la an și sunt prea puțini cei care se întorc și pun în aplicare acasă ceea ce au învățat acolo. Nu am hotărât oficial dacă mă întorc sau nu. Îmi doresc mai întâi să urmez și un program de master. Ce m-ar determina să revin înapoi acasă ar fi o remunerație pe măsură și colegi de muncă competenți. Cred că un program de master îl voi face și eu peste hotare, pentru că totuși am în mine dorința asta de a încerca ceva nou, experiență internațională, calitate mai bună la studii, dar cel mai probabil cred că o să mă reîntorc înapoi acasă, pentru că totuși aici este familia mea, aici sunt prietenii. Autoritățile cred că mulți tineri aleg să nu mai revină în țară pentru că nu au suficiente informații despre oportunitățile pe care le au aici. E nevoie de mai multe informații pentru tinerii basarabeni din România despre oportunitățile pe care le avem, pentru că noi avem oportunități aici, stagii plătite, avem salarii majorate, dublate la instituții de stat, pentru cei care vor, de exemplu, să contribuie la stat. Scopul evenimentului general este motivarea tinerilor noștri care își fac studiile în România să revină în Republica Moldova, iar cei care sunt acasă să nu plece. Practic, prin intermediul acest eveniment, noi ne dorim să-i conectăm pe cei care sunt acasă și cei care își fac studiile în România, ca să creăm contexte comune de dezvoltare. La eveniment se discută și despre rolul tinerilor în procesul de eurointegrare. Suntem la o răscrucere, suntem în procesul în care trebuie să alegem și să vedem. Noi implicăm tinerii și mai mult și îi punem ca un pilon de bază a procesului de eurointegrare sau aderare în cazul nostru, sau așteptăm și implicăm așa sporadic cum se primește. Asta și e o întrebare care o să fie discutată în următoarele zile. Summitul tinerilor din Republica Moldova de ori de rădăcini se organizează Federația Tinerilor Basarabeni din România cu sprijinul Consiliului Național al Tineretului din Moldova și Consiliul Tineretului din România și este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României. Evenimentul durează 3 zile și se va încheia mâine.